Treia, proba în care fiecare concurentă trebuie să cânte o piesă dintr-un gen muzical diferit de cel cu care este obișnuită. Să vedem acum ce piesă și-a ales Rebecca Popa, care este susținută la această probă de prietena ei cea mai bună, Daria Rotaru. Rebecca Popa, proba a treia, față în față cu juriul. Știe că e o fata ce la țară, la oraș venită nou. Știu să fac și treabă, n-o sforce populară, eu idrei făcând din nou. Chiar dacă sunt în urmă, zic colegii mei de clasă, n-am haine de firmă, wow. Și eu zic, n-o bine, uite, însă așa frumoasă, gândile arde leagio. No tu la yadara wadara yadara wadara yadara wadara yoi kala tara no pinyeno no pinyeno no tu la yadara wadara yadara wadara yadara no pinyeno wadara yoi adelaso no tu la yadara wadara yadara wadara yadara wadara yadara wadara yoi yadara 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 no tu la yadara wadara yadara wadara yadara wadara yoi wadara yoi adelaso. Viața s-ară, n-o bine frumoasă, eu n-o tu l-ai, Doamne, n-o. Acu de la casă trec la carce sănătoasă, eu-i drei la școală, n-o. Acu la oraș, n-o cică, trebuie să fii cochetă, eu nu știu ce ai ață. Și la discotecă și pe stradă, la terasă, gândile-i frumoasă, n-o. N-o tu l-ai, iară, și treabă n-o sforce populară, eu-i drei făcând din nou, eu-i drei iria de leașo. N-o tu la iară, uărăle, iară, uărăle, iară, emoții când ajungem la proba asta, dar la voi nu s-a simțit absolut deloc. Și ce sincronizare! Cezar? No, tu l-ai, Doamne! Oh. Așa voci frumoase! Băi, senzațional, senzațional! Nu, acum, pe bune, e genul acela de moment în care... cam atât. Iar n-are rost să intru în detalii tehnice. Ce s-a întâmplat acolo cu acest switch, da, schimb de din cele două registre, piept, cap, piept, etc., cu tehnica faimoasă, da, yodelingului, este senzațională. Tu l-ai, Doamne, ce moment, m-am simțit extraordinar, moment demn de finală și de scene extraordinar de mari. Încă o dată, ești extrem de complex, îmi place foarte mult, ne-ai dus în zone diferite, da, și asta înseamnă să fii un artist adevărat. Bravo! Mulțumesc! Felicitări, fetelor! Bravo! E o competiție strânsă, se observă mici diferențe între ei, deci ai cum se face o partajare în clasament. Cred că fiecare are lucruri de îmbunătățit. Credeți că o să câștigă? Da! Așa ne dorim!